1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Aș dori să vorbim despre darurile duhovnicești, despre darurile Duhului pe care le așteptăm peste noi, le dorim în mijlocul bisericii noastre, ca ele să se manifeste și să se exprime prin Duhul lui Dumnezeu, potrivit cu planul lui Dumnezeu și cu voia sa. Mai mulți dintre frații care au primit botezul cu Duhul Sfânt au pus întrebarea: și acum ce urmează? Și acum ce urmează? Cu siguranță că botezul cu Duhul Sfânt nu este un scop în sine, ci este un dar făcut de Dumnezeu pentru un scop care stă în viitor, și scopul acesta este amplu, despre el am vorbit, unul dintre ele fiind și acela de a ne deschide înspre darurile Duhului pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică, în vederea zidirii bisericii, în vederea creșterii împărăției lui Dumnezeu, în vederea propovăduirii Evangheliei lui Dumnezeu. În seara aceasta vom vorbi despre darurile Duhului Sfânt într-un fel mai concentrat, cu dorința ca la încheierea acestei părtășii să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să lase aceste duhuri, aceste daruri ale Duhului în biserica noastră, să le lase printre noi, să aleagă oameni pe care să-i folosească și prin care să-și proslăvească numele Lui. Întâi de toate, ce înțelegem oare? Ce sunt darurile duhovnicești? Cum să înțelegem darurile spirituale? Sunt câteva afirmații pe care aș dori să le subliniez. Întâi de toate, darurile spirituale sunt împărțite de Duhul Sfânt. Cuvântul Domnului ne spune, așa cum am citit, că sunt felurite daruri, dar este același Duh, și de asemenea am citit, toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Această lucrare a lui Dumnezeu este inițiată de Dumnezeu, darurile Duhului Sfânt sunt împărțite de Duhul Sfânt, la baza lor se găsește Duhul lui Dumnezeu care cheamă, inițiază, împuternicește, alege și apoi manifestă lucrarea sa potrivit cu planul lui Dumnezeu. De asemenea, darurile Duhului Sfânt nu trebuie înțelese ca semne ale nivelului spiritual a cuiva, sau înțelese în sensul confirmării proprii a cuiva, sau înțelese, eu știu, ca o subliniere în dreptul unei persoane cu privire la calitatea lui spirituală, la maturitatea lui spirituală, la nivelul lui înalt spiritual la care a ajuns. Darurile spirituale n-au legătură cu felul în care trebuie să fim percepuți noi ca oameni care primim darurile Duhului. Darurile Duhului mai degrabă reprezintă revelația lui Dumnezeu în biserică, descoperirea lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Nu se cere ca cineva să aibă nu știu ce nivel spiritual, de maturitate spirituală, de creștere spirituală, de cunoaștere a scripturilor, de vechime pe calea credinței, ca să poată primi darurile duhovnicești. Darurile Duhului Sfânt sunt date de Dumnezeu copiilor lui Dumnezeu, unora mai vechi în credință sau mai tineri în credință, unora chiar proaspăt întorși la credință. Darurile Duhului Sfânt nu sunt semne ale nivelului nostru spiritual. Nu va trebui să spunem, uite ce om mare în Hristos că are un anumit dar al Duhului. Domnul trebuie să fie slăvit, numele Lui înălțat. Scopul acestor daruri cu siguranță este descoperirea lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, în mijlocul bisericii sale. Mai trebuie să spunem că darurile spirituale sunt împărțite fiecărui credincios în conformitate cu planul lui Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să depășească acest cadru. Manifestarea darurilor se face în acord cu planul lui Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu.
Noi ne rugăm ca Dumnezeu să dea daruri ale Duhului, dar nu le putem fabrica și nici nu vrem. Vai de cel ce se amestecă în zona aceasta. La mijloc e planul lui Dumnezeu, la mijloc e harul lui Dumnezeu, care dă fiecăruia cum voiește, bisericilor cum voiește, și subliniez că este important să ne deschidem inima, să ne deschidem părtășiile noastre spre manifestarea darurilor Duhului Sfânt, nesocotind că aceste intervenții ale lui Dumnezeu ar putea în vreun fel sau altul să stingherească adunările noastre. Ba dimpotrivă, ele sunt menite să încuruneze, să aducă prospețime, să aducă viață, potrivit cu harul lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. Aș mai adăuga spunând că darurile spirituale sunt date pentru binele comun al Bisericii lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Darurile duhovnicești nu sunt lăsate de Dumnezeu ca să se hrănească din ele cel care a primit darul. Aceste daruri sunt înzestrări făcute de Dumnezeu pentru binele altora și ele își vor împlini menirea, slujirea în viața noastră în măsura în care ne deschidem înspre alții lucrând pentru slava lui Dumnezeu. Și ultima afirmație rânduită pentru definirea darurilor Duhului, prin darurile spirituale înțelegem aceste lucrări făcute de Dumnezeu care pot avea caracter supranatural, au caracter supranatural, ele neavând niciun fel de legătură cu abilitățile noastre naturale, cu înzestrările, cu talentele noastre naturale, dar unele dintre aceste daruri au un caracter natural, în sensul în care ele sunt înrudite cu abilitățile noastre naturale. Unele sunt 100% miracole, altele sunt așezate de Dumnezeu tot în miracol, tot în ungerea Duhului, dar învecinate cu abilitățile noastre omenești. Spre exemplu, Biblia vorbește despre darul învățării. Este unul dintre darurile rânduite de Dumnezeu. Dar darul acesta se poate confunda uneori cu abilitățile omenești. Avem și între oamenii necredincioși darul învățării, în sensul de profesori buni. Capacitatea de a învăța pe alții. E dar al Duhului Sfânt atunci când peste această abilitate naturală se coboară ungerea Duhului Sfânt, care ridică înzestrarea dată de Dumnezeu prin naștere la un nivel superior, la un nivel supranatural, când lucrarea aceasta este făcută prin împuternicirea și însoțirea Duhului lui Dumnezeu. Eu doresc în seara aceasta să accentuăm mai mult darurile cu caracter supranatural, dar mai înainte de aceasta, aș vrea să ne uităm la câteva texte din Scriptură care menționează prezența darurilor Duhului Sfânt. Aș vrea să subliniez că ele sunt mult mai diverse și complexe decât cele 9 pe care le-am citit în 1 Corinteni, capitolul 12. Avem cel puțin 3 categorii de daruri, sunt cele menționate în 1 Corinteni 12, 9 la număr, apoi ceea ce se numește slujbe, despre care Apostolul Pavel face mențiune în Efeseni 4 cu 11, cu cuvintele apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, și apoi lucrări menționate în multe alte locuri din Biblie, ca să câștigăm, să răscumpărăm vreme, v-aș îndemna să ne uităm la câteva texte. Iată, de pildă, în 1 Corinteni 12, de la 8 la 10, cuvântul Domnului vorbește despre unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, un dar, apoi să vorbească despre cunoștință, alt dar, altuia credința, altuia darul tămăduirilor, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, toate acestea sunt daruri cu caracter supranatural. Deosebirea duhurilor, apoi vorbirea în felurite limbi, tălmăcirea limbilor, toate acestea sunt daruri ale Duhului Sfânt. Ca în 1 Corinteni 12 cu 28, cuvântul Domnului să spune că Dumnezeu a rânduit în biserică, uitați, alte daruri, apostoli, proroci, învățători, apoi darul minunilor, darul tămăduirilor, este adăugat altul, darul ajutorărilor, care nu apare în celălalt, darul ajutorărilor, darul cârmuirilor, adică abilitatea, capacitatea de a conduce în Domnul, darul cârmuirilor, apoi darul feluritelor limbi. De asemenea, în Romani, capitolul 12, de la 6 la 8, cuvântul Domnului menționează darul prorociei,
Darul învățăturii. Cine învață să se țină de învățătură. Darul mângâierii sau îmbărbătării. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cunoașteți pe cineva din Scriptură care a avut darul mângâierii? Atât de evident încât a căpătat numele de fiul mângâierii. Așa a fost cunoscut un om al lui Dumnezeu cu numele Barnaba, cunoscut pentru acest dar care opera prin el, darul îmbărbătării, darul mângâierii. Cuvântul vorbește apoi și despre darul dărniciei, cine dă se dea cu inimă largă. Darul acesta este un dar prețios. E adevărat că nu este așa de râvnit ca cele miraculoase, dar este un dar prețios, binecuvântat. Să se roage cineva să spună, dă-mi, Doamne, darul dărniciei. Nu uitați! Dumnezeu dă sămânță semănătorului. Așa că rugați-vă să aveți darul acesta și să-l exersați. Cine cârmuiește un alt dar, iarăși apoi milostenia, alt dar, toate acestea sunt menționate în cuvântul Domnului. La Efeseni 4:11 deja ne-am referit. În 1 Petru capitolul 4, versetul 9-10, este menționat aici darul ospitalității, care de asemenea vine ca o înzestrare de la Dumnezeu, ca o binecuvântare, un har lăsat de Dumnezeu peste oameni. Oameni care au primit din partea lui Dumnezeu această deschidere, să fie ospitalieri. Sigur că dincolo de faptul că poate fi o carismă, o lucrare lăsată de Dumnezeu, ospitalitatea este și o trăsătură de caracter și o cerință lăsată de Dumnezeu în dreptul tuturor celor care sunt copiii lui Dumnezeu. Nimeni să nu spună, eu nu primesc oaspeți, că n-am darul ospitalității, după cum nu prorocesc, că n-am darul prorociei. Și o virtute că nu proroce și tot o virtute ar trebui să fie și că nu primesc marturi. Musafir, da? Așa. Am zis eu ceva și cu marturi. Câteodată zic bine, deși zic rău. De asemenea, în Exod 31:3 mai apare menționat un dar al lui Dumnezeu. L-aș numi aici duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a ales din Israel un bărbat, cu numele Bețalael, în care a pus Duhul lui Dumnezeu și în urma prezenței Duhului lui Dumnezeu, omul acesta a căpătat abilitatea de a face tot felul de lucrări. Dar nu trebuie să ne gândim la lucrări duhovnicești, la predică, la slujiri din acestea duhovnicești, ci acolo sunt avute în vedere niște slujiri în domeniul administrativ. Omul acela a fost priceput să prelucreze metalul, să prelucreze lemnul, să prelucreze piatră, a fost un arhitect bun, un om, un meseriaș mâna întâi, capabil să învețe și pe alții, să-și toarne priceperea și în mintea altora, și Duhul lui Dumnezeu a numit această abilitate darul lui Dumnezeu. Este tot de la Dumnezeu și va trebui să dăm lui Dumnezeu slavă pentru orice lucru bun pe care știm să-l facem. Este darul lui Dumnezeu. Voi insista în cele ce urmează pe darurile de manifestare supranaturală, acele daruri pe care le-am găsit și le-am citit în 1 Corinteni, capitolul 12, și care pot fi grupate în trei categorii, de câte trei daruri în fiecare categorie. Prima categorie este reprezentată de așa numitele daruri de descoperire. Prin aceste daruri de descoperire înțelegem darul unui cuvânt de înțelepciune, cuvântul cunoștinței și darul deosebirii duhurilor. A doua categorie este reprezentată de așa numitele daruri de putere. Ele se numesc așa, având în vedere că prin manifestarea lor este declanșată puterea miraculoasă făcută de Dumnezeu. Darul manifestată de Dumnezeu, darul credinței, darul vindecărilor sau atămăduirilor și darul minunilor. Aceste trei daruri sunt în categoria darurilor de putere. A treia categorie fiind reprezentată de darurile de inspirație, le-am numit așa, având în vedere că cel care manifestă darul acesta își exprimă manifestarea prin vorbire, darul prorocii, darul vorbirii în alte limbi, darul tălmăcirii limbilor, toate acestea sunt daruri de inspirație lăsate de Dumnezeu în mijlocul poporului său. Frați și surori, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lase aceste daruri în biserica noastră. Să le lase între tinerii noștri, între familiile noastre, la cercurile noastre de rugăciune, împărtășiile de la biserică, să se manifeste după cum hotărăște Dumnezeu. Dar trebuie să fim deschiși pentru asta. Aceste daruri le dorim.
Ne dorim ca Dumnezeu să aleagă, să ridice dintre noi oameni pe care să-i folosească și pe care să-i echipeze cu aceste daruri ale Duhului. Haideți câteva cuvinte despre fiecare dar, înainte să ne rugăm ca Dumnezeu să le reverse peste noi. Caracteristicile acestor daruri sunt foarte importante. Trebuie să subliniem că ele nu sunt talente naturale, nici născute și nici dobândite. Ele sunt daruri venite de la Dumnezeu, independent de talentele noastre. Nimeni nu poate să spună că are talentul de a vorbi în alte limbi sau talentul de a deosebi duhurile. N-are legătură una cu alta. Sunt daruri făcute de Dumnezeu în mod supranatural. Ele au un caracter profund supranatural și sunt manifestări spontane făcute de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, în mijlocul bisericii sale. Darurile acestea, de asemenea, trebuie să menționăm că primirea lor este condiționată de primirea botezului cu Duhul Sfânt. De aceea este important să căutăm botezul cu Duhul Sfânt. Citim în Scriptură și în multe locuri și tragem pe baza acestor locuri concluzia că aceste daruri miraculoase sunt împărțite în poporul lui Dumnezeu atunci când Duhul lui Dumnezeu se revarse, când botezul cu Duhul Sfânt are loc. Haideam să vorbim întâi despre darul unui cuvânt de înțelepciune. Așa apare în textul grecesc, aș traduce darul unui cuvânt de înțelepciune, nu darul înțelepciunii, ci darul unui cuvânt de înțelepciune. Adică într-o situație oarecare, un om al lui Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu, chiar dacă nu este cunoscut printr-o înțelepciune naturală pe care el o are și pe care o exprimă în treburile vieții, omul acesta, luminat de Duhul lui Dumnezeu, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, rostește într-o situație dată un cuvânt cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Un cuvânt, adică o rostire, o exprimare, o soluție, ceva ce vine din partea lui Dumnezeu. Darul acesta nu este înțelepciune în problemele vieții și nici iscusință administrativă. Nu o să zicem că un om care știe să-și rânduiască bine casa, treburile casei, ale vieții, e bun administrator, ăsta e alt dar. Darul unui cuvânt de înțelepciune n-are legătură cu înțelepciunea în problemele vieții, nici n-are ca sursă inteligența sau educația. A zice, uite ce om înțelept. Și când zicem înțelept, ne gândim la experiența lui de viață, la educația lui. Nu. Dar unui cuvânt de înțelepciune are la bază inspirația pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Nu-i vorba, cum spuneam, de experiență de viață, ci este efectiv vorba de intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Prin darul unui cuvânt de înțelepciune, înțelegem această rostire supranaturală a unui mesaj care vine de la Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin care este exprimată înțelepciunea lui Dumnezeu într-o situație specifică. Prin darul unui cuvânt de înțelepciune, înțelegem că oamenii aceia care au acest dar aud vocea călăuzitoare a Duhului Sfânt și în împrejurări dificile, în care nu se știe ce e de făcut, supărătoare s-ar putea în mijlocul bisericii sau într-o situație dată în poporul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, prin cineva, oferă o soluție, un răspuns. Darul acesta apoi unește mesajul acela, edifică, zidește, scoate poporul lui Dumnezeu la liman. Cei care manifestă darul acesta sunt inspirați în mod spontan și supranatural să acționeze în momente de criză, momente care pot să apară, în vederea luării unor decizii importante, aducând soluția lui Dumnezeu în acele probleme. Ca să ilustrăm ce înseamnă darul acesta și cum lucrează el, e suficient doar să menționăm ce s-a întâmplat în Biserica Primară, cu ocazia sfatului din Ierusalim, așa numitul Conciliu din Ierusalim, consemnat în Faptele Apostolilor 15, de la 23 la 29, cuvântul spune că s-au adunat presbiterii și apostolii, frații, delegații din multe biserici și s-au sfătuit între ei ce-i de făcut. Aveau o întrebare, întrebarea era, se cere oare pentru mântuire creștinilor dintre neamuri să țină legea lui Moise, să se taie împrejur, să păzească legea lui Moise? Se cere oare ca mai întâi de a fi creștin bun să fii evreu, iudeu bun? Asta a fost problema. Unii ziceau da și erau foarte scrupuloși, argumentau cu legea lui Moise că răspunsul e da. Frații împreună cu Pavel dintre neamuri ziceau că nu, că harul lui Dumnezeu s-a arătat peste asta, că Dumnezeu are altfel de plan în vremea de acum. Și acolo, zice Scriptura, s-a făcut multă vorbă. Multă vorbă. Și după ce s-a făcut multă vorbă, s-a ridicat omul lui Dumnezeu Iacov, care a rostit în adunarea aceea un cuvânt de înțelepciune. El a zis, fraților,
Eu socot că este bine să nu punem pe frați nicio altă greutate decât ce trebuie. Și a menționat, citiți detalii. Și după ce omul acesta lui Dumnezeu a rostit acel cuvânt de înțelepciune, peste toată adunarea s-a așezat o convingere că așa trebuie să fie făcut și la urmă au zis, s-a apărut nimerit Duhului Sfânt și nouă, așa să facem. Și aia a fost decizia și așa s-a dus în biserică liniște și pace. A fost manifestarea unui cuvânt de înțelepciune. Frații și surori, în mod deosebit vă îndemn, rugați-vă lui Dumnezeu pentru frații care sunt așezați în slujire. Pentru frații păstori, presbiteri, diaconi, pentru frații care sunt puși în conducerea bisericilor, ca în exercitarea acestei slujbe, în sfatul lor, să se manifeste cuvântul de înțelepciune de la Dumnezeu. Noi vrem să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu în hotărârile pe care le luăm în dreptul bisericilor. Și ne așteptăm ca Dumnezeu să facă această lucrare. Să spunem două, trei cuvinte despre darul cuvântului cunoștinței. Ce nu este darul acesta? Darul acesta nu este o cunoaștere umană, naturală, dobândită în urma studiului, a cercetării. Avem oameni care pot să reproducă informații, au citit cărți, au memorat paragrafe, au lecturat cine știe câte, biblioteci întregi. Și când stai de vorbă cu asemenea oameni, vezi la ei multă cunoștință. Dar unui cuvânt de cunoștință n-are de-a face cu asta. Chiar dacă e cunoștință teologică, n-are de-a face cu asta. Poate fi și din Biblie, n-are de-a face cu asta. Dar unui cuvânt de cunoștință, de asemenea, nu este cunoașterea pe care o primim în urma unei informații din surse umane. A venit fratele Ale și mi-a șoptit ceva, mi-a dat o informație despre Claudiu și eu mă duc și îi spun, uite ce mi-a descoperit Domnul despre tine, dar e de la el. Aia nu-i de la Dumnezeu, acolo scule omenești. Poate fi adevărat sau fals, dar nu-i dar, chiar dacă e adevărată informația, nu-i darul Duhului. Aia este informare din surse omenești. De asemenea, nu este darul de a predica în mod deosebit din Scriptură. Darul cuvântului cunoștinței nu este darul de a predica din Scriptură. Predicarea din Scriptură are de a face cu darul de evanghelist sau cu darul de învățător sau cu slujba de păstor și nu cu cuvântul cunoștinței. Ce este atunci cuvântul cunoștinței? Prin darul cuvântului cunoștinței înțelegem o vorbire inspirată de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în urma căreia sau prin care se descoperă ceva ascuns, ceva secret ascuns tăinuit în inima cuiva, din trecutul vieții lui sau din prezentul vieții lui. Cunoștința acoperă acest domeniu, prezentul și trecutul. Ceva ce a fost sau este, este în prezent, a fost, a consumat, s-a întâmplat undeva în trecut. Dar unul cuvânt de cunoștință este descoperirea acestor secrete, ținute în inimă. Lucruri care s-au petrecut undeva și care sunt date pe față prin Duhul lui Dumnezeu, descoperite. S-ar putea pe interfață să zicem, noi să zicem, asta a fost profeție. Asta a fost profeție. Dar în fapt, în detaliul manifestării acestui dar, să fie vorba de cuvântul de cunoștință. Cei care au acest dar primesc de la Duhul descoperiri cu privire la o situație care s-a petrecut, cum am spus, în trecut sau în prezent, o nevoie, o anumită faptă, o anumită întâmplare. Ei știu ce se ascunde într-o inimă în urma revelației lui Dumnezeu. Nu-i vorba de cunoaștere psihologică la mijloc. Sunt oameni pricepuți la oameni, pun două, trei întrebări, anticipă ce se întâmplă și spun un diagnostic. Cam asta gândește omul cu pricina. Cunoașterea psihologică n-are nicio legătură cu cuvântul cunoștinței. Acesta este miracol darului cuvânt al cunoștinței. Cei care au acest dar primesc revelația lui Dumnezeu fie prin ceva interior, o impresie interioară puternică sau prin vise sau prin vedenii sau printr-o vorbire pe care efectiv o aud de la Dumnezeu. Vorba fratelui Selu, care a fost prezent aici împreună cu noi, sau fratelui Florin, zicea, am auzit vocea Domnului ca la un telefon. Așa. Dar unui cuvânt de cunoștință. Apoi, ca să ilustrăm, amintiți-vă doar situația cu Anania și cu Anania și Safira, când Petru a știut prin Duhul lui Dumnezeu ce s-a întâmplat în taina discuțiilor din familia lui Anania și Safira. Păcatul a fost dat pe față, răul acela a fost deconspirat, pentru că Dumnezeu descoperise. Era darul unui cuvânt de cunoștință.
Apoi, darul deosebirii duhurilor, un alt dar rânduit de Dumnezeu în biserica lui Dumnezeu. Darul acesta nu trebuie confundat cu discernământul personal între fals și veritabil sau deosebirea între bine și rău. N-are legătură cu acest discernământ natural în care și prin care Dumnezeu ne călăuzește, fie și prin Duhul lui Dumnezeu. Simțim asta în plan personal. Și nici nu este cunoaștere psihologică sau citirea gândurilor cuiva. Și mai rău, nu e scepticismul sau necredința cuiva în ce privește darurile Duhului. Am auzit pe cineva spunând că el nu crede, nu acceptă manifestările astea, cum sunt la Pentecostal, prorocie, din pricina faptului că el are darul deosebirii duhurilor și știe că nu-i de la Domnul în temeiul acestui dar. Să nu încurce necredința cu darul deosebirii duhurilor, scepticismul cu darul deosebirii duhurilor. Darul deosebirii duhurilor este altceva. Darul deosebirii duhurilor este o putere dată de Dumnezeu prin care cineva, inspirat în mod supranatural de Dumnezeu, deosebește sursa din care vine o anumită manifestare, un anumit mesaj, o anumită, poate, prorocie, poate predică, poate să fie și asta, sau o descoperire oarecare, sau o învățătură oarecare, sau o activitate oarecare. Prin Duhul lui Dumnezeu descopere sursa, realizează că în spate e ceva, vede ce e în spate. Poate să fie Dumnezeu, poate să fie un duh de rătăcire, poate să fie un înger al lui Dumnezeu, poate fi un demon. Prin darul deosebirii duhurilor, perdeaua este dată la o parte și acolo, în taina aceea, în secretul acela, se deconspiră prin puterea lui Dumnezeu. Oamenii care au darul acesta văd, aud, au vedenii, cunosc prin Duhul lui Dumnezeu sursa spirituală din care vine un anumit mesaj sau o anumită descoperire și, ce este foarte important, primesc autoritatea de a denunța, de a da pe față și de a îndepărta răul acela, de a alunga răul acela. Darul acesta nu este o simplă informare a celor prezenți că în spate e ceva rău, ci este efectiv o informare spre acțiune. Răul acela este îndepărtat când darul acesta se manifestă. Spre exemplu, amintiți-vă de situația descrisă în Fapte 16, de la 16 la 18. Apostolul Pavel, împreună cu Sila, erau în Filipii, și după ei, trei zile la rând, s-a ținut o femeie, o fată, o sclavă, care avea un duh de ghicire, dar care, ciudat, prin duhul ei de ghicire, zicea un adevăr. Vezi că și duhul de ghicire zice adevăr, câteodată, cu scopul de a înșela, totdeauna de a înșela. Și acest duh de ghicire anunța despre Pavel, care era proaspăt venit în oraș, în cetate, anunța așa: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel viu. Ei vă vestesc calea păcii. Aș pune întrebare dumneavoastră. Era adevărat ce spunea ghicitoarea aceea? Era adevărat. Deci nu trebuie să ne, cum să spun, iute să cădem în capcana unor descoperiri care ni se par adevărate, care dau informații adevărate. Se cere mult discernământ. Apostolul Pavel nu s-a luat după vorbirea acelei femei, a lăsat-o în pace, dar pentru că trei zile l-a tot necăjit, apostolul Pavel, la urmă, știind că este lucrarea celui rău, s-a ridicat cu autoritate, a mustrat duhul acela, l-a gonit în numele Domnului Iisus Hristos, ghicitoarea a fost eliberată, i-a fost luată puterea de a mai ghici și cu asta s-a încheiat. Deci, darul deosebirii duhurilor s-a arătat prin identificarea acelui duh, dar și prin îndepărtarea lui. N-avem oare nevoie în adunare din asemenea dar? Dumnezeu să lase și să lucreze. Amin. Darul credinței, prin darul credinței înțelegem înzestrarea divină supranaturală a unui credincios cu o convingere puternică, o convingere interioară că Dumnezeu va interveni și va lucra în ciuda circumstanțelor nefavorabile, o situație dată. Oamenii care au darul acesta primesc de la Duhul Sfânt viziunea că Dumnezeu intenționează să facă ceva. Oamenii aceștia sunt luminați de Dumnezeu. Domnul are în plan să facă ceva. Ei se încrede plin în intervenția suverană a lui Dumnezeu în situația respectivă. De asemenea, se roagă lui Dumnezeu ca această intervenție să se realizeze și proclamă cu toată convingerea înfăptuirea acelui lucru pe care l-au primit de la Dumnezeu. Amintiți-vă de apostolul Petru, aș face această trimitere ca exemplu. Era un olog în fața lui
Petru predica Evanghelia, cuvântul, și deodată cuvântul spune că Petru a văzut că Enea are credință să fie vindecat. Și atunci a rostit cuvântul credinței. Enea, Iisus Hristos, te vindecă. Omul a sărit în picioare, a fost vindecat. A fost manifestat acest dar al credinței. E nevoie ca să-l avem în mijlocul nostru, Dumnezeu să ne-l dăruiască și să lucreze între noi. Sigur, mai avem exemple din Biblie, un exemplu foarte concludent, un exemplu concludent care ilustrează perfect darul acesta, este credința pe care Apostolul Pavel a manifestat-o în mijlocul acelei grele încercări, când pentru 2 săptămâni soarele nu s-a mai văzut, era prins într-o furtună năprasnică, într-o corabie, corabia era purtată de valuri în derivă și Duhul Domnului i-a descoperit că ei vor fi salvați. S-a ridicat în fața oamenilor și a rostit acel cuvânt al credinței, în urma cărora toți au îmbărbătat, au mâncat, s-au încurajat, s-au pregătit și au fost salvați fără nicio altă pagubă, vorba Scripturii, în afară de corabie. Altfel, viețile oamenilor au fost scăpate. A fost darul credinței, darurile tămăduirilor. Aș vrea să subliniez faptul că dintre toate cele 9 daruri menționate în acest loc din Scriptură, singurul care apare la plural este cel al vindecărilor. Darurile vindecărilor. Darul vindecărilor sau darurile tămăduirilor nu este vindecare prin intermediul științei medicale. Vindecare prin intermediul științei medicale este tot binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că a rânduit ca în lume să fie spitale, să fie medici, să fie medicamente. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar darul tămăduirilor este altceva. Darul tămăduirilor nu este vindecare prin autosugestie sau gândire pozitivă. Am întâlnit uneori confuzia aceasta. Erau învățați, nu știu în ce școală de vindecare, pe nu știu unde, să se uite în oglindă și să zică despre ei că sunt sănătoși, că s-au făcut bine, afirmații din acestea, care mai degrabă te duc la gândire pozitivă și la autosugestie decât la intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu. Darurile vindecărilor nu e autovindecare. Darurile vindecărilor sunt altceva, după cum vom spune, sunt înzestrări supranaturale date de Duhul Sfânt pentru a vindeca pe cei bolnavi de diferite suferințe. În urma unei rostiri, în urma unei rugăciuni, se manifestă în rugăciunea publică a bisericii și aici aș dori să anunț pe cei care sunteți prezenți în adunare, vă amintiți care a fost la adunare miercuri, joi, Duhul Domnului a vorbit aici în această adunare cu privire la planurile pe care le are ca în biserică să asculte rugăciunile făcute pentru bolnavi. Frații și surori, eu cred cu toată inima acel cuvânt. L-am luat ca de la Dumnezeu și este o mare încurajare și în același timp o mare răspundere. Vă îndemn să ne rugăm cu credință. Domnul a făgăduit. El a hotărât ca peste poporul acesta să fie așezat această putere. Când ne rugăm, Dumnezeu a spus că ne va asculta și va vindeca pe cei bolnavi. Credincioșii care au darul acesta sunt împuterniciți de Duhul Sfânt să aducă vindecare supranaturală a celor bolnavi. Ei se roagă, își pun mâinile peste bolnavi, rostesc cuvinte ale credinței, care în mod miraculos aduc vindecarea lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat! Amin. Aș spune o întâmplare, dar nu știu dacă e vreme și dacă îi fie. Frații aceștia care au fost la noi ne-au mărturisit, voi spune o mărturie de-a lor, confirmată și din gura unui prieten pe care eu l-am auzit mărturisind această întâmplare, că acolo, în adunarea lor, a venit o femeie cu o suferință. Nu știu nimeni ce suferință are. Și prin Duhul Domnului a venit în temeiul acestui dar de vindecare un cuvânt profetic. Așa s-a rostit pe interfață, părea ca o prorocie. Așa îți vorbește Domnul: femeie, mă ating de rana ta și când vei intra în casa ta vei fi vindecată. Ăsta a fost cuvântul. Femeia aceea a spus: oameni buni, voi știți ce suferință am eu. Ea avea așa un batic legat bine, nu-i se vedea niciun fir de păr. În prezența lor și-a dat jos năframa și sub năframă era ascuns un cancer de piele mizerabil. Avea o parte din scalp, era cancerul de piele. Și-a pus baticul la loc. Frații au zis: dacă Domnul a vorbit, se va face. Du-te acasă, se va face. S-a dus acasă,
Și femeia a mărturisit mai târziu, când am ajuns acasă, mi-a fost groază să intru în casă. Am făcut o rugăciune înainte și apoi am intrat în casă. Apoi când m-am pus în fața oglinzii, am mai făcut o rugăciune. Și când mi-am dat jos năframa, pielea era curată. Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele Victor Câmpian, este păstor în Biserica Sfânta Treime din Bistrița, confirmă lucrarea aceasta împreună cu alți oameni lui Dumnezeu care au fost acolo. Domnul să fie lăudat! Darul vindecărilor! De ce n-am putea să ne deschidem cu adunarea noastră înspre primirea unor asemenea daruri? Mai ales că Dumnezeu a vorbit în locul acesta că vrea să facă așa. De ce nu ne-a rugat să se întâmple asta? Ne-am pune pe inimă să se întâmple astea. Dumnezeu să lucreze. Exemple din Scriptură nu-i nevoie să dăm. Darurile minunilor, un alt dar foarte important rânduit de Dumnezeu în biserica sa, darul acesta este puterea supranaturală dată prin Duhul lui Dumnezeu, prin care un credincios face efectiv minuni în numele lui Isus. Vom vedea deosebirea între darul acesta și alte daruri care și ele provoacă minuni, arătând că oamenii care au acest dar realizează efectiv miracolul în numele Domnului Iisus. Este, citim în textul acesta, puterea să facă minuni. Așa apare în expresia Scripturii. Cei care au acest dar săvârșesc prin Duhul Sfânt învieri din morți, eliberări de demoni, sunt miracole asupra naturii, sunt vindecări din acestea care ies din ordinea naturală. Și aici m-aș gândi la creșterea unor mădulare fizice. S-au întâmplat în adunările noastre că oameni care n-au avut ochi în urma rugăciunii au primit ochi. Fratele Viorel Birou, fratele Petru Moroșan, nu știu dacă este aici, e martor, când s-a depus mărturia aceea cum Dumnezeu a vindecat o copilă dându-i ochi. Sunt minunile lui Dumnezeu. E darul minunilor. Au fost înmulțite pâini, au fost făcute eliberări, corectate malformații, goniți demoni. În categoria acestor miracole intră lucrarea darului minunilor. De asemenea, darul prorociei, un alt dar al Duhului, foarte, foarte însemnat, important. Darul acesta nu este lucrarea de predicare și de învățare. Darul prorociei, uneori se zice, darul prorociei este darul predicării. Între predicare și prorocie este o diferență majoră. Eu aș ilustra-o foarte simplu. A zice așa, vai de predicatorul care nu-și pregătește predica. Darul predicării cere pregătirea predicii. Și vai de prorocul care își pregătește prorocia. Darul prorociei nu cere informarea anterioară și studiu și cercetare ca să potrivească bine prorocia. Dar o prorocie nu-i lucrare de predicare și de învățare, nici nu se substituie autorității bisericii și nu este inspirat la nivelul Scripturii, dar o prorocie este acea înzestrare de la Dumnezeu, supranaturală, prin care un om care a primit acest dar rostește în numele Domnului o vorbire, sprezidire, sfătuire, mângâiere, anunțarea viitorului, prevestirea viitorului, poate a unei pedepse care vine de la Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Găsim în Scriptură că darul prorociei a operat în această zonă. Cei care au darul acesta, așa cum spuneam, au revelații de la Dumnezeu în forma unor gânduri interioare, vedenii, vise, aud o voce de la Dumnezeu, sunt inspirați să rostească un mesaj, care apoi, mesaj, aduce zidire, mângâiere, sfătuire. Dumnezeu să lase darul acesta în mijlocul nostru. Oamenii care au darul acesta sunt caracterizați de un duh liniștit și blând. Ei manifestă deplină recunoașterea autorității spirituale a bisericii, a slujitorilor bisericii, după cum este scris în 1 Ioan 4, de la 1 la 6. De asemenea, să spunem două vorbe despre darul vorbirii în alte limbi. Un alt dar al Duhului, prin darul acesta înțelegem abilitatea supranaturală, înzestrarea supranaturală, dată de Dumnezeu unui credincios, de a comunica, de a se ruga, de a vorbi spontan, într-o limbă pe care n-a învățat-o înainte.
Așa cum găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, că s-a întâmplat când botezul cu Duhul a venit peste primii creștini, așa cum găsim în Fapte 10, în Fapte 19, și apoi în experiența de viacuri ale bisericii până în zilele noastre, darul acesta este un dar care se împarte în poporul lui Dumnezeu. Darul acesta, nu o să zăbovesc aici, este târziu, cum se manifestă el, care e funcția acestui dar, aș vrea să subliniez doar că cei care au primit darul acesta au puterea de a se ruga în alte limbi, au primit-o la botezul cu Duhul Sfânt. Și ei vorbesc spontan acum într-o limbă pe care n-au învățat-o niciodată, aducând din partea lui Dumnezeu un mesaj care este prezentat pe înțelesul poporului prin intermediul darului tălmăcirii limbilor. Darul vorbirii în alte limbi și darul tălmăcirii limbilor sunt două daruri care cooperează, lucrează împreună spre zidirea Bisericii lui Dumnezeu. Și cu asta este ultimul dar, darul tălmăcirii limbilor. Darul acesta este o manifestare spontană, supranaturală, prin care un mesaj comunicat prin darul vorbirii în alte limbi este exprimat în limba maternă a ascultătorilor. Frații și surori, darul acesta nu este darul simplei traduceri, ci este interpretarea acelui mesaj. Darul tălmăcirii limbilor nu este nici abilitatea de a traduce dintr-o limbă în alta. Am auzit așa pe cineva zicând, cred că a glumit, totuși îmi dau seama că n-a glumit, n-a avut alt răspuns. Dar a zis că darul vorbirii în alte limbi este capacitatea de a învăța ușor limbi străine și darul tălmăcirilor este ușurința cu care traduci dintr-o limbă în alta învățând. Să nu încurce oamenii ăștia darurile Duhului cu abilități pe care le pot deprinde și ateii. Și ateii pot deprinde abilități din astea. Darurile Duhului sunt altceva. Și aș nuanța aici, nu este darul unei simple traduceri. Amintiți-vă o situație din Scriptură. Mâna lui Dumnezeu a scris pe perete cu ocazia descrisă în cartea Daniel, cu ocazia în care Belșațar era în toiul petrecerii, niște cuvinte neînțelese, în litere neînțelese, în niște semne nepricepute de cei prezenți. Nimeni n-a putut să traducă ce este acolo scris. Scurtez povestea, Daniel a fost chemat, a văzut ce este scris și a spus din partea lui Dumnezeu că semnele acelea de pe perete reprezintă un mesaj. În limba poporului de acolo era mene, mene, tekel, Farsim. Patru cuvinte. În românește, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Asta este traducere. Dar vă întreb, ce înseamnă traducerea asta? Zidește că știi cum se traduce dacă nu înțelegi esența mesajului? Daniel, care ilustrează prin ce s-a întâmplat acolo, cum operează darul tălmăcirilor, a zis, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și ale vieții. Că apare a doua oară cuvântul numărat, înseamnă că Dumnezeu, că lucrul ăsta este hotărât înaintea lui Dumnezeu și nu se mai schimbă. Cântărit, te-a pus în cântar și te-a găsit ușor. Împărțit, îți ia împărăția și o împarte altui neam. Și asta se întâmplă noaptea asta. Aia a fost tălmăcire. Traducere, patru cuvinte. Tălmăcire, fraze întregi. Unii poate au găsit potignire zicând, dar păi cum e asta? Că vorbitorul în alte limbi zice două, trei fraze, două, trei cuvinte, sau câte acolo expresii, și tălmăcitorul ne spune 30 de cuvinte. Cum e asta? Așa este, cum am spus. Este interpretare, nu simplă traducere. Am văzut manifestat darul acesta în biserica noastră, cu frații care ne-au vizitat, nu le mai spunem numele, Dumnezeu să-i țină în pocăință și pe noi. De asemenea, darul acesta, zice Scriptura, se poate manifesta prin însăși persoana care vorbește în alte limbi. Cuvântul Domnului spune, cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și puterea să o tălmăcească. Iată dar darurile Duhului Sfânt. Nouă daruri pe care le-am subliniat și pe care le dorim prezente în mijlocul Bisericii lui Dumnezeu. În mijlocul adunării noastre. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze.